FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Run, o piesă pentru cei care sunt pe fugă la ora asta de colo-colo. One Republic, am ascultat ceva mai devreme. Bine ați venit și pe Facebook-ul Radio Europa FM, pentru că suntem live cu Cătălin Striblea pentru rațiunea zilei în pregătire. Salut, Cătălin! Vă aduceți aminte că asistam, că suntem în mijlocul unei crize guvernamentale? Așa este? Da, oricum, da. Mai multe crize pe capul nostru în perioada asta, da. Între timp au venit atât de multe evenimente că pare că s-a scurs o viață. Iarăși val de pandemie, scumpiri în lanț. Dar nu, avem și o criză politică în desfășurare. Și asta vreau eu să vă zic acum. Mai ține și încă binișor. Hai să auzim despre ce este vorba. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Prieteni, Curtea Constituțională a stabilit în urmă cu puțin timp că judecata conflictului constituțional dintre Parlament și Guvern pe tema moțiunii de cenzură, după cum oficial se cheamă toată treaba asta, se va desfășura pe data de 28 septembrie. Deci pe 28 de septembrie este programat acest conflict, să zicem, această hotărâre judecătorească. Dacă vă aduceți aminte momentul în care USR Plus a generat o moțiune de cenzură împreună cu AUR, ea a fost contestată și de parlamentari ai PNL, dar și de către guvern, pe motiv că nu s-ar fi depus semnăturile în mod corect sau că nu erau ale oamenilor care au semnat, o chestiune de genul acesta, dar erau invocate și alte chestiuni regulamentare în depunerea acestei moțiuni. Drept urmare, guvernul a sesizat Curtea Constituțională, spunând că asistăm la un conflict, practic încercând să blocheze dezbaterea acestei moțiuni. S-a mai agățat de un fir, așa, firul de care mai atârnă guvernul. Și moțiunea a fost citită, dar o premieră în democrația noastră este faptul că nu a fost și dezbătută, că la citire, la trei zile după citire, ea trebuia să fie și dezbătută și votată, să vedem soarta guvernului. Acum, fiind blocată constituțional, o premieră nesănătoasă, dacă e să introduc o opinie aici, moțiunea va aștepta data de 28 septembrie. Ce se întâmplă până la data respectivă, până la 28 septembrie? Se reconfigurează politic un pic atmosfera din România. Adică, în primul rând, se termină Congresul PNL, cel care a fost, de fapt, sursa tuturor dezbaterilor și zbaterilor din ultimele luni. Bătălia dintre domnii Orban și Câțu a generat acest val de nemulțumiri în rândul coaliției, pentru că de foarte multe ori cele două părți implicate au luat decizii politice ținând cont de această bătălie și nu de ceea ce aveau ei de făcut în această chestiune. Și aici mă refer la, în special, la numiri de oameni, dar și la decizii politice importante, cum este acest PNDL. Vă aduceți aminte că toată criza asta a plecat de la PNDL, da? Când domnul Câțu a zis așa, hai că dau eu la primarii din toată țara 50 de miliarde de lei să facă lucruri cu ei, știi? Uh-huh. El având nevoie de primarii PNL ca să-l voteze în funcție de președintele partidului. USR Plus a zis, nu dai niciun ban la primari până când nu verificăm cum faci treaba asta, și a blocat această acțiune. Drept urmare, domnul Câțu l-a dat afară pe ministrul Stelian Ion și uite aici, din ambiția sa de a fi președintele PNL, s-a născut destrămarea coaliției, să zic așa. Bon. Da, e doar o coincidență, faptul că se așteaptă rezultatul alegerilor din PNL. Curtea Constituțională poate fi denumită multe rânduri Curtea Miracolelor. Așa. Eu pot să pun acum degetul pe o coincidență, să zic că e o treabă gândită sau nu, dar e foarte convenabilă pentru toată lumea, sigur, mai puțin pentru USR Plus, deci, și o parte din cetățeni. Dacă domnul Câțu va câștiga alegerile, curtea ce va spune? Da, aveți dreptate. Dacă va câștiga domnul Orban... Dacă va câștiga domnul Orban, cred că să votează moțiunea aia cu două mâini, cred că votează și Curtea Constituțională. Dacă e să... Deci dacă domnul Câțu pierde alegerile, toată lumea va vota contra lui, deci treaba este hotărâtă. Dar dacă le va câștiga, ceea ce este mult mai probabil,
Atunci va fi, da, într-adevăr, bun. O... Cred că deliberarea problemă. Va fi una... Deliberarea cred că va fi, dacă când va câștiga domnul Câțu, deliberarea va fi una cât se poate de profesionistă, că acolo sunt și oameni care știu drept în Curtea Constituțională. Și noi, eu întotdeauna am permis să zâmbesc pentru că am văzut atât de multe coincidențe și decizii convenabile politic la Curtea Constituțională, încât te doare capul. Adică... ceea ce se întâmplă și acum, de fapt, e... Nu, nu aveam timp. Până, știți, cât e astăzi? În 16. Da, nu, e timpul prea scurt. Da, 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 da. Între timp se va alege și președintele USR Plus și ce înseamnă asta? Că am putea avea o dezbatere, o moțiune de cenzură, că ar putea pica guvernul. Dacă nu pică guvernul, oricum vine la vot că se schimbă componența politică. Deci, mai e un pic, prieteni. Nu te plictisești niciodată cu politica din țara noastră, asta e un lucru sigur. Dacă mai dai 15 secunde, spun atât. Eu am doi prieteni care la un moment dat au fost în Elveția cu o bursă de studiu. Așa. Și mi-au explicat că ziarul din localitatea în care aveau ei bursa deschidea cu expoziția de flori din oraș. Știi? Asta era deschiderea ziarului. Păi, uite, gând la gând cu ce se va întâmpla pe drum cu prioritate, tot despre flori vom vorbi, da? Imediat după ora 16. Vom vorbi cu un celebru floral, cel care a amenajat nunta Simonei, culmea civilă a Simonei Halep. Voi, vreau să ascult asta. Da, da, după 16 o să stăm de vorbă să aflăm ce se mai poartă, domne, la anunți, la... Am văzut niște fotografii, am auzit și de niște mâncăruri, stai că nici nu pot da, să... Da, da, am trecut eu prin toate chinurile, spunând toate mâncărurile de ora trecută. Ai zis cum da, da, piperachii... Da, piperachii și am explicat piperachii, și da, ce piperachii sunt. Târgăsiți, da. Nu mai pot, nu mai, hai să nu mai intrăm în subiectul ăla, că am ieșit cu greu din el. Mulțumesc, Cătălin Striblea, te așteptăm mâine la Deșteptarea României, apropo. Da, 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 vine Cornel Ilie, stați că vă povestesc mâine dimineață mai mult. Regulă. Pe aceeași frecvență cu tine. It helps you get into that mood that you want to be in. Your happy place. Europa FM.